Îmi aduc aminte de un gol pe care l-ai marcat împotriva naționalei Spaniei, sper să nu mă înșel, când jucai pentru... Da, 1-0 la Cadiz. Acum, sigur, nu jucăm cu Spania, dar jucăm în Spania împotriva unui alb balaur, Columbia. Și aflând că suntem în legătură cu tine, instantaneu mi-a venit în minte acea ispravă ta cu golul victoriei împotriva Spaniei. Ai marcat cu piciorul stâng sau mă înșel? Nu, cu dreptul. Cu dreptul, da, da. Dar cred că ți-ai făcut mingea cu stângul. A fost o fază foarte frumoasă acolo. Îmi aduc aminte de șutul ăla. Eu mi-aduc aminte cu drag. Dacă mă gândesc câte ani au trecut, m-a plăcat plânsul cumva. Te-a plăcat plânsul când ți-aduci aminte de așa ceva? Nu, zic, mi-aduc aminte cu drag de gol și de moment, însă când mă gândesc câți ani au trecut de atunci, mă apucă plâns. A, mă înțeles, da. Da, păi cred că era 2006, sau mă înșel? Da, erau mulți ani, am 15 ani, da. Da, da, da. Și Spania era o echipă uriașă atunci, o perioadă în care devenea campioană mondială, apoi și campioană europeană, era o echipă uriașă. 2 ani de zile n-au mai pierdut după meciul ăla cu noi. După meciul în care noi am bătut, 2 ani nu i-a mai bătut nimeni. 2 ani nu i-a mai bătut nimeni, exact. Da, fantastică amintire. Reușim ceva de acest gen în această seară, diseară, cu Columbia, în Spania? Mihai, mă aștept să ne consolidăm așa încrederea în noi, poziția asta de invincibil, imbatabil, că până la urmă n-am pierdut în grupe, n-am pierdut nici amicalul, ultimul amical, ar fi frumos să nu pierdem nici în această seară și să ne păstrăm moralul, încrederea în noi, lucruri de care avem nevoie. Noi ne bazăm foarte mult pe forța grupului, individual, sigur că sunt jucători care au valoare, însă grupul e cel care ne salvează sau ne scoate așa cel mai mult în evidență. Discutam de curând aici la ProSport Live cu un alt atacant din istoria națională a României, Jean Vlădoiu. Când i-am amintit de cele 3 variante pe care le avem în lot acum pentru vârf, George Pușcaș și Denis Alibek, Denis Drăguș, el ne-a spus că îl preferă pe Denis Alibek, că el ar trebui să fie titularul dintre cei 3 în opinia asta. Tu cum vezi această ierarhie a vârfurilor de la echipa națională? Bun, aș vrea să discutăm puțin și de ceea ce va juca România și de ceea ce... Pentru că meciul ăsta, după părerea mea, va fi exact ceea ce va trebui să jucăm la EUA. Întâlnim un adversar puternic, un adversar în formă, va trebui să fim dispuși la sacrificiu, la efort, de multe ori peste puterile noastre și cumva mă aștept... Adică avem un lot, revenind la întrebarea ta, avem un lot atacanți care... Sunt foarte diferiți. În primul rând îl avem pe Pușcaș, care e un vârf de atac care aleargă foarte mult, se zbate acolo și se pune în sânul echipei, dar nu are calitatea individuală și nici nu are sclipirea pe care o are Alibek. Așa, facem o comparație. Așa că dacă vom vrea să punem și noi probleme, dacă vom vrea să fim periculoși, să avem sclipire în față, da, Alibek este soluția. Dacă vom juca pe contraatac, aș merge pe mâna lui Drăguș, care are mult mai multă forță de pătrundere, viteză și atunci aș merge pe mâna lui. Mai ales că mă sună pe mine echipe pentru Drăguș din Portugalia, din Spania, adică puștul chiar e în vizor și nu întâmplător am mai spus despre el că mi se pare că poate deveni cel mai important jucător din compartimentul ofensiv. Chiar are calitățile care îl recomand. Depinde ce va vrea să joace Edi Iordănescu. Sper să fie inspirat. Așa cum spuneam, întâlnim o echipă în formă care bate Spania la meciul trecut. Și nu întâmplător, cu jucători de top care știm foarte bine. Joacă pe la Leverkusen, viitoarea campioană Germaniei, cu Diaz, care e iarăși titular la Liverpool și alți jucători care
sunt la Red Bull și așa mai departe. Deci nu va fi un meci ușor, vom suferi, să ne așteptăm la lucrul ăsta. Totodată să avem încredere în noi, dacă vom termina meciul ăsta cu brio, repet, să nu pierdem. Sau dacă pierdem, să nu pierdem de o manieră categorică care să ne ia moral. În rest, mai avem încă două teste. Deja, cred că ar trebui să ne concentrăm puțin pe echipă efectiv și să nu mai testăm jucători. Adică dacă în meciul ăsta iarăși vom avea schimbări și pot înțelege că Edi Iordănescu vrea să vadă jucătorii, toți jucătorii care are la dispoziție, să-i vadă cum reacționează la nivel de echipă națională, pentru că una e echipa de club și una e echipa națională. Următoarele jocuri va trebui să definitiveze așa puțin și să ne arate cam ce va vrea să joace la Euro și care va fi primul 11. Da. În acele conversații telefonice de care ne-ai spus, i-ai pus o vorbă bună lui Denis Drăguș? Nu, n-am de ce să-i pun o vorbă bună. El este urmărit și nu întâmplător este în lotul României. L-au văzut, m-au întrebat doar care e situația lui. Oamenii sunt convinși că are calitate și îi poate ajuta. Deci sunt echipe care se interesează de el și nu sunt impresar, nu am niciun interes să spun asta, dar puștiu care chiar îmi place și cred în el. Da, și mie îmi place foarte mult și s-a dezvoltat foarte frumos și în Belgia și acum în campionatul Turciei. Până la urmă este vârful nostru cu cele mai bune numere în acest moment în actualul sezon. Sunt echipe cu nume bune, așa din Portugalia și din Spania, de care ne spuneai? Da, da, echipe de top. Nu vorbim de echipe de mijlocul clasamentului, echipe bune. Acum să nu uităm că e și el român și a avut nevoie de adaptare, a avut nevoie de un timp, dar eu cred că a ajuns la maturitatea necesară și a înțeles lucrurile. A avut și șansa să lucreze cu un antrenor român care știe cum să gestioneze relația cu jucătorii noștri. Sper ca în continuare să facă pasul și să își mențină ritmul. Are calitatea, are tot ce trebuie. Mental, dacă va sta bine, va fi un jucător important. Ciprian, ați început play-off-ul la Farol cu această victorie care, glumind un pic, a incendiat Giuleștiul, apropo de discuțiile din această perioadă. Bănuiesc că acum vă încearcă niște gânduri mult mai îndrăznețe față de... Și niște amintiri, numai gânduri. Urmează o partidă foarte tare în compania celor de la FCSB, liderul campionatului, pe care toată lumea zice că gata, este campioană, dar eu zic că s-ar putea ca Farul etapa aceasta următoare să mai pună așa pe hold, pe așteptare, acest verdict. Ne dorim asta, Mihai, să demonstrăm că putem să ne luptăm de la egal la egal cu cea mai valoroasă echipă din România, cu cei mai mulți bani, cu cei mai în formă jucători. Trebuie să recunoaștem că FCSB a furat startul și nu întâmplător este pe primul loc. Acum, sigur, noi nu avem ce pierde. Noi jucăm relaxați și vrem să ne impunem jocul, așa cum am făcut-o și în Giulești, unde cred eu că a fost, fără falsă modestie, o lecție de fotbal pe care Gică Hagi chiar a venit și a surprins adversarul. Chiar dacă scorul s-a fost 2-1, ar fi putut fi mult mai mare. Cum ai privit aceste declarații? Cei de la Rapid au spus, îl vrem pe Luis Munteanu, deja discutăm de o lună cu Fiorentina pentru Luis Munteanu, jucătorul vostru. Și FCSB, desigur, cu ceva timp în urmă, și prin vocea lui Gigi Becali, și-a manifestat de asemenea aprecierea pentru Luis Munteanu și dorința de a-l avea din sezonul viitor. În primul rând, aș vrea să spun că Luis Munteanu trebuia să fie în lotul primei echipe. Este un atacant, sau cel mai informat atacant din Liga 1 și nu văd de ce lipsește din lotul echipei de seniori. Sper să-l văd la Euro, pentru că are toate calitățile. Puștiu să joace și e flexibil, poate juca în mai multe poziții, deci îl văd pe Luis Munteanu. Și nu întâmplător toate echipele, și din România, dar și de afară, mai sunt echipe care s-au interesat de serviciile lui. Acum, cât despre declarația nefericită, nefair play total,
acelă de la Rapid, n-am înțeles-o și n-am o explicație. Cred că s-au grăbit și sigur au ei un motiv pentru care au făcut lucrul ăsta. Nu l-am descoperit încă, dar total neinspirat și total nefair play să vorbești despre un jucător sau să te apuci să dai declarații despre un jucător care este la o altă echipă astăzi. Și după cum bine știți, noi avem prima opțiune pentru Luis Munteanu și mai ales că copilul se simte bine la noi. Noi suntem fair play cu jucătorii noștri, cum a fost și cazul lui Alibei și a dat dovadă de seriozitate atât timp cât i-am promis și ce am promis, ne-am ținut de promisiune. Are performanțe importante cu noi și dacă vom reuși, vom încerca să-l păstrăm noi. Da, apropo de ce ai spus mai devreme, că ar putea exista ceva în spatele acestor declarații ale conducătorilor de la Rapid în privința lui Luis Munteanu, a existat și această idee, speculație, că ei ar dori astfel să-l stimuleze pe Luis Munteanu înaintea acestei partide pe care voi o jucați cu FCSB? N-aș vrea să... Sau, mă rog, nu știu ce să cred, n-am informații sau nu știu. Bănuieli pot exista sau sunt mai multe. După părerea mea, mențin ceea ce am spus, cred că au fost... Nu au fost replay și deloc inspirați în anunțarea că sunt în discuție. Așa, și mai sunt și alții în discuție care ce au vrut să puncteze la imagine, că eu știu, e un jucător pe care și-l doresc și, da, nu, n-am înțeles, dar repet, deocamdată lui se e jucătorul nostru și ne